la finanțare. Vă rog. Domnule primar, ați spus că putem accesa aceste fonduri guvernamentale prin aceste proiecte și ați menționat că putem accesa inclusiv pentru biblioteci. Aș vrea să vă întreb dacă aveți în vedere în perioada următoare să ne inițiați un proiect pentru reabilitarea sau găsirea unei alte locații a bibliotecii. Deci este o expertiză, trebuie să actualizăm expertiza, deci noi gândim să reabilităm actuala bibliotecă. Este o expertiză pe care trebuie să o actualizăm și pregătim proiectul în acest sens. În primul rând, trebuie actualizată expertiza și depusă expertiză dacă trebuie obligatoriu consolidat. Da, obligatoriu sunt în proprii spații, cu necesare, cu... Există o reabilitare, da. Consolidare și reabilitare. Cine este pentru că acest proiect de hotărâre să treacă? Vă rog. Eu spun. Împotriva? Abține? Vă mulțumesc. Punctul punctului în ordine de zi. Proiect de hotărâre primesc scutirea la plata penalităților de întârziere prevăzute în proiectul de eșalonare datorate bugetului local de beneficiari înlesnirilor sub forma eșalonării la plată potrivit prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 116 din 29.9.2012 cu privire la aprobarea regulamentului pentru acordarea înlesnirilor sub formă de eșalonări la plata obligațiilor restante la bugetul local rezultate din contracte de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință și a modelului convenției pentru stabilirea graficului de eșalonare modificată și completată prin hotărârea Consiliului Local numărul 178 din 21.12.2012. Inițiatorul proiectului de hotărâre, Simonu și Pașcan. Comisiile. Domnul Deșca. Comisie. Comisia a avut o... Discuții pe aceste lucruri. Nu aveți? Până la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 10 în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 62 din 30.06.2011 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 34 din 28.02.2007 privind stabilirea structurii de specialități a membrilor Comisiei Sociale în vederea analizării cererilor pentru repartizarea locuinței construite de Agenția Națională pentru Locuințe. Discuții? Propuneri. Vă rog, propuneri. Domnul Toma. Comisie de doamna Mădăl de o comună. Dacă sunt și altă. Domnul Ierim. Propunem să facă parte din comisie, doamna doctora Sânge. Mai sunt șapte propuneri. Ce este de acord cu propunerile făcute? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului, în paranteză, contractul de închiriere pentru unitățile de locuit construite pentru tineri, destinate închiriere, aflate în proprietate privată a statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcan. Da. Inițiatorul proiect și primarul Municipiului Pașcan. Comisiile? La contractului punctul 6, articolul 10, este specificat că cel mult pe el. Nu cel puțin. Nu cel puțin. Dar a venit, a venit forma nouă modificată. Nu, e la fel. E la fel? La fel, la forma fel. Nouă. Va fi relat în hotărâre de funcție. Va spune termenul. În primul rând, ar trebui să apreciați calitatea acestui proiect. Pentru că el a fost cu acel vechi, am intrat în noi reprezentări din Codicină și Codicină. Și aici, Dar, ce puțin trei luni, înseamnă că lăsăm omul trei luni
gratuit în... Noi lăsăm și 10 ani. Suntem mai buni. Să nu mai vină niște hotărâri cu ștergerea obligației. Nu, nicio problemă. Este problema asta, putem puțin și cel mai probleme mari. Am reluat-o din ieri și am ducem în forma finală. Nu sunt discuții și până la vot. Ce este pentru? Cu comentarea respectivă. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 29 de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinațiilor unități de locuit libere din municipiul Pașcan prin din administrarea IRA GCL Pașcan. Înțeleg pe proiectul primar municipiul Pașcan. Comisiile? Cine este pentru? Ca acest lucru. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 31 de zi, proiect de hotărâre privind însușirea protocolului numărul 2193 din 30.01.2013 de predare și primire a bunurilor referente sistemului pentru ridicarea presiunii apei și apei calde, stații hidrologice, tuturor, către SC Press Serva Iesa Pașcan. Inițiator proiect, primarul și Pașcan. Comisiile. Favorabil. Dacă sunt discuții pe acest subiect, domnul Ionită. Când permiteți, pleacă de la IAGCD, nu? Hidropoarele, cât este ce preiește Servapa? Da, nu. Bun, în felul. Aceste instalații au făcut parte dintr-un proiect pentru care IAGCD-ul plătește rare, în continuare. El îi spare cam de la locul lui. Să-ți dau un lucru și tot eu să puteți să le arată. Cum aș cumpăra eu o mașină pe leasing și eu dau la colegul, mergi cu ea, dar plătesc eu mai departe. Dar nu se schimbă proprietarul. Da, dar treia de cele o plătești în continuare rău. Deci ar fi trebuit făcut o evaluare din care să se extragă, să se extragă valoarea acestor hidropoare pentru care se plătește rată și să pleacă, să plece la preservapa cu această rată. Creditul este închis de Ministerul de Finanțe, deci a fost achitat. Sunt penalități acolo și nu. Ce le plătești? Și majore? Oricum nu le plătește reage cele nimeni. Dar e așa, următoarea întrebare. Cine plătește cele 20 de miliarde de lei, sau peste 20 de miliarde de lei, datorii reciproce adunate pe parcursul 5-6 ani de zile, la care efectiv s-a dedus TVA, 5-6 miliarde de lei s-a dedus TVA. Deci noi nu putem face acest transfer de la unul la celălalt ca să eliminăm facturarea între cele două ori. Entități care sunt ale Consiliului Local, în subordinea Consiliului Local. Dar să-și plătească între ei, să-și factureze între ei și să ajungă la arierate de zeci de miliarde de lei, asta putem să facem. Și toate, absolut toate, suportate de preț. Că-i apă, că-i energie, toate suportate de preț. Cine plătește? Da, cetățeanul. Cine a semnat factura? Cetățeanul plătește. Da. Pentru că nu s-a găsit o cale de mijloc timp de 7 ani de zi. Lucrul acesta trebuia clarificat încă de la punerea în funcție instalațiilor, da? Bun, eu am ridicat o problemă. Dacă vi se pare că e așa de interesantă. Dar eu așa cred. În moment ce preiei bun, leși cu buni și cu lei, nu? Așa ar fi corect. Acum nici oamenii nu-i preia de acolo. Domnule Ionuț, cele nu este proprietarul acestor buni. Nu, dar proprietarul sunteți e Consiliul Local, dumneavoastră hotărâți. Deci eu am venit și am prezentat situația, ce se întâmplă dacă rămâne situația în felul acesta, cât TVA se plătește la stat, și ce se întâmplă dacă se transferă? Deci, tu asta decideți.
Deci eu am spus un lucru... Odată ce am spus cu factura, trebuie să-ți spui eu deci, stat. Din moment ce e factura... Cine o deduce? Dacă nu vă dat banii, cum o deduce? Dacă am precos. Să simt conducerea deranjată că îi se ia un din patrimoniu, din administrare, nu din patrimoniu, un bun care este al Consiliu, al municipalității și transferă la cealaltă entitate care se cheamă SCE, Preservaba, care de fapt folosește utilajul respectiv. Dar vreau o întrebare. Referitor la aceste factori care le-ați făcut, în contabilitatea lui Preservaba există? Nu, vă întreb, domnul Săcaru, există facturile astea no, contabilizate? Înregistrate? O parte există, o parte s-a refuzat. Deci avem un proces... Dați-mi voie să vă spun până la capăt. Dar vreau să pun întrebare până la capăt. Da, până la capăt. Odată, cele care deja există în contabilitate și au dedus TVA-ul, dar nu vă plăti nimic, da? Și cele care le-au refuzat, dumneavoastră, cu siguranță le-ați înregistrat. Și aveți plătit TVA la stat și pe mântăți că nu le-ați plătit. Le-am dat în instanță, am câștigat în instanță. Lăsați ce ați făcut din instanță, nu o să vedeți niciodată. Conform contractului, sigur o să câștigați. Sigur, dar îi execută contul domnului director, pentru că la rândul lor finanțele au execută. Deci se blochează, cele două entități din subordinea dumneavoastră pentru o ambiție, nici în activitate de fapt. Dați-mi voie mă ca să spun până la capăt. Problema noastră nu este că nervoase mutați sunt pe domnul Dreptunea. Domnul noastre sunt executate pentru datoria verde, care include și aceste hidropoare. Rugămintea noastră este numai să ne spunem procedural cum se face cu acei bani. Dumneavoastră, într-adevăr, hotărâți unde le-am mutați și cum. Numai să știm corect. Noi vrem să ajutăm să nu mai facturați aiurea, să plătească cu TVA, cu penalități. Noi n-am facturat decât cheltuiala care implică aceste hidropoare. Și singura noastră rugăminte la hotărârea anterioară a fost să fie branșament separat ca să poată preia să nu ne mai rămână nouă costurile de exploatare la hidropoare. Atâta, tot asta a fost rugămintea noastră, nu că ne-am fi împotrivit sau... Și o finalizăm, o să o finalizăm, exact, facem și finalizăm și cu aceste scope. Ca să finalizăm acest capitol. Atâta. Ce stați bine? Pentru ca hotărârea de astăzi să aibă finalitate, am dorit să dezbate să aprobați un articol suplimentar și anume asigurarea resurselor financiare pentru intervențiile tehnice care se fac pentru a putea prelua efectiv acest sistem din bugetul local. Să-l scuta ieri că se ia din profitul societății. Destinația profitului la societate este altul. Și dacă este și cu profitul, sunt toate cea mai parte la bugetul societății. Da. Deci branșamentele și așa, cer scuze, că intervenție. Asta vrea tot și-o îndevie. Suportate din Consiliul Local? Da, da, de Consiliul Local. Dar, da, cu ce faci? Vreau să vă spun că există un protocol semnat, au fost două comisii din partea celor două regii, au semnat ce au avut de menționat, am menționat un protocol, deci n-a existat nicio fel de divergență între asta. Și mă refer la partea de protocol și apoi... Da, să prind... Da. La identitatea cu aranjamentul. Da. Cât costă? Nu avem sub de 40.000. De fapt, de 30.000, de fapt, de estimativ. Dacă sunteți să de acord, să spun cine este pentru, cu această modificare și completare în împotrivă, abțineri? O abținere, domnul Ionici.
14.14 votate de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 62 din 6.9.2013, modificat și completat. Iniția proiectului, primar Niciu Pașcar. Comisiile? Favorabil. Discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Este... Împotrivă? Sunt contra. Abțineri, domnul Ionită? Vă abțineți, da? Abțineți, vă abțineți. Deci, la punctul 15 de zi, proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile realizate din programele anuale de investiții de către IERA GCL Pașcan și utilizate în derularea contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Pașcan, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 45 din 2008, clasificate ca bunuri de preluare. Inițiatorul proiectului, primarul municipiului Pașcan. Comisie? Favorabil. Discuții? Eu am... Da, dacă vă deranjează, nu mai spun nimic și... Da, nu e vreau să mă deranjez. Aveți tot dreptul, vă rog, domnule. Suflați așa de greu, pentru că spuneți de greu, parcă... Eu suflu foarte bine, suflu foarte bine cu plămâri. Deci, ori mic și actual. Deci, domnul președinte, vă rog. Eu am sunat la această firmă, am făcut evaluare. Și mi-a intrat un ton de fax, din vreo 20 îmi răspund, nu știu, în sfârșit. Pentru că raportul de evaluare se termină cu o valoare care, din câte am înțeles, doamna director este aici, este aceeași din perioadență din vendar sau? E, ce s-a mai făcut această evaluare, dacă e aceeași sumă, aceeași valoare? Așa e corect. Ha? Așa e corect. Da, așa e corect? Și corect. Orice bună îl plinit, e corect, dar trebuie să fie evaluare. Și cum diriște aceeași? Pentru, știți, care nu știe. Știți de ce am fost la RGCL și am întrebat? Dacă din cauza faxului. Nu, dar dacă nu dați voi termin, știu, faxul e o problemă la noi. Deci am întrebat, de ce a fost doamna asta acolo să vadă? Că nu a fost niciodată. La RGCL. Raportul de evaluare. Cine a făcut? De cine a făcut? Păi, dar are date din contabilitate. Spune aici. Nu a fost niciodată. De unde o luat? I-a preluat undeva. E așa de simplu. Domnul președinte, dacă permiteți. Domnul de la RADCD sunt în curtea ecosalubrității. Comisia a fost acolo cum e normal. Deci, care comisie vorbesc? Cine a făcut evaluarea? Evaluatorii. Au fost acolo efectiv și s-au uitat la mașini. Deci ei au fost acolo. S-au uitat la mașini și le-au dat prețul, valoare exact din inventar. Da, ei au fost așa acolo și s-au uitat la mașini. Deci, nu știu. Acolo s-a stabilit prețul. Acolo s-a stabilit evaluarea. Dacă ei sunt curtea noastră, normal că... Eu sunt sigur că la anexe, la contractul din inginerii a utilajelor, au și deci dacă vreți să știți că aici sunt nicoloate din contabilitate, sunt de aici la real, de cele, de la asta. Dar nu, n-a fost pe acolo, haideți, nu mai... S-au dus, au văzut niște mașini, le-au pozat, cât era inventat, astea de... Nu e obligatoriu, cu cele două să fie și nu e obligatoriu, dar o ieși la fel. E, da. Deci, valoarea aia, o compensăm, care a rezultat cu dumneavoastră, cu redevența și datorii mai ales noastră la primărie.
Și aici e corect să factureze, să factureze cu 300 sau 400 de milioane de lei în an, chirie. Și mai sunt încă 1.400.000 de datorii. E corect așa, dacă e corect, E corect. Dar nu știu dacă e corect și la ce te înseamnă care plătești. Chiria aia se duce în corect. Ei, primăria le achiziționează și le dă în administrare. Asta și clarificăm problema și problema aceasta, care trenează de voia. Cine este pentru? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abțineri? Domnul Nițu, mulțumesc. Mergem la următor punct de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Pașcani, numărul 19.534 din 3.10.2013. Aduția pe proiect de hotărâre primarul municipiului Pașcani. Comisie. Discuții. Eu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Mergem mai departe. Punctul numărul 16 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal în vederea construirii unor spații comerciale de producție, servicii, birouri, locuințe de serviciu, împrejmuire, branșamente și raforduri în municipiul Pașcani, strada Ștefan cel Mare, numărul 267, județul Iași. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Comisiile. Comisiile. Favorabil, favorabil. Discuții pe această problemă. Nu sunt, mergem mai departe. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Gestionare, Întreținere și Exploatare a Pășinilor în municipiul Pașcani. Comisiile. Favorabil. Discuții? Am văzut cine este urbană trecută. Mulțumesc! Să veniți să vă dau cașă la primăvară. Cu ce să pun? Caș cu serie. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a spațiului disponibil în clădirea Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, situat în strada Grăbiniței numărul 5, cu destinația de amplasare de echipament medical tip computer tomograf. Inițiatorul proiectului, primarul municipiului Pașcani. Comisie? Discuții? Domnul secretar? Dimineață a venit domnul Cândaru, director Sfântului, și a sfârșitat modificarea unor suprafețe de aici, și anume, în suprafața destinația 89 scade modificare de acces de pe Inemoșor, care se rămână comună și pentru celelalte servicii. Deci se scade de 89 și se adaugă la 27. A facem noi ca semnătură. Deci cum ar să nu blocheze cel tot de acolo care de acces. Supunem la vot. Cine este pentru? Cu modificările și completările respective. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind ajustarea prețurilor. Cine? Abținere de la doamna. Nu s-a abținut. Dar de ce? Deci o abținere, doamna Diana. N-ați votat birou. N-am votat. E mai bine. Nu știu de ce trebuie să mă abțin. Deci o abținere. Aveți bunul administrat. Nu mă fi de interes. Nu-mi profi?
Proiect de hotărâre privind ajustarea prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de 10 Ecosalubritate Esan Bașcari. Inițiatorul proiectului, primarul municipiului Bașcari. Comisiile? Discuții pe această temă? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pe acest pic? Vreau să-i trebuie 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 să-i iar această creștere de preț poate fi acoperită sau diferență, dacă aveți ceva pierdere, dar vă puteți fi profit, că v-ați propus 5% profit, v-ați propus fond de dezvoltare, iar 15%, nu? 20% bani? Nu, 15% reprezintă da. Cota din totalul de 67,83% din preț total. Da, ce spune? 15%? Mai sus, 5% greșesc? Nu. Păi, sunt 20%. Scădem banii care trebuia să-i dați la readicele, că acum nu mai dă nimica, iarăși niște venituri suplimentare, și dumneavoastră tot crește de preț, vreți să veniți. N-am înțeles de ce. Dacă vreți să vă dezvoltați, părerea mea, trebuie să veniți cu un program de investiții, cu un împrumut care să fie gestionat de către Consiliul Local, să vă dezvoltați. Nu vă dezvoltați pe exprimarea cetățenilor apropo de prețul mai care la toate utilitățile. Haideți să ne facem treaba corect. Prețul care este până acum vă încadrați destul de bine, nu cred că e nevoie de să creșteți prețul pentru populații mai mici. Nu cred. Nu rezultă din calculul dumneavoastră. Prețul a fost fundamentat pe seama creșterii cheltuielilor la toate materialele, inclusiv la carburanți și la creșterii salariale de la 700, cât e acum minim pe economie, la 800. Și au fost luat în calcul doar pentru doi salariați care deservesc această activitate, respectiv un șofer și un cărcător. Numărul salariaților care deservesc această activitate este 21. Deci este un minim care l-am luat în calcul noi aici, în nota de fundamentare, aveți tot trebuie să știți. Iar Consiliul de Administrație a hotărât că aș virgul ca și o societate comercială trebuie să aibă un profit. Și 5% este un procent care credem noi că este... Deci am, mare. Eu am spus, mi-am spus părerea, această creștere de preț pentru că nu vă încadrați dumneavoastră în cheltuieli poate fi acoperită din ce v-am spus eu, președinte. Vă rog, consilier. Ați spus că nu vi se pare normal, da? Să crește un preț. Nu pot și cum mai. Nu? Dar eu să primesc 150 de milioane amendă pentru ceea ce nu s-a făcut în ultimii 4, 5, 6 ani de zile, mi se pare normal. Pe acest segment, pe acest segment și mai explic. Deci nu s-a făcut absolut nimic în ceea ce privește groapa de depozitare a acestor deșeuri. Practic groapa este închisă, dar noi ducem cu noi tot acolo, pentru că costurile sunt extraordinar de mari. Dotarea pe care o avem nu ne permite să ducem la Roma toate resturile de menajere, pentru că rezultă 15-20 de tone zilnic, de 30 de tone de deșeuri menajere. Avem două mașini, dacă ați observat, dacă se defectează una din ele, practic deja sunt probleme cu transportul resturilor de menajere. Deci nu s-a făcut nimic în acest domeniu. Aceea asociație la care am aderat și noi prin accesarea proiectului de la Uniunea Europeană cu gestionarea regională a deșeurilor abia se află în procedură de achiziție a lucrărilor, de licitație. Deci mai durează 2-3 ani de zile. Problema se pune, ce facem astăzi cu aceste resturi menajere? Pentru că groapa, din punct de vedere teoretic, este închisă. Și vor purge amenzi la nesfârșit, dacă mai continuăm să ducem acolo resturile menajere, în afară de cele ne-au acceptat cele minerale.
știu eu ce rezultă din construcții, din ca să acoperim groapa din noi. Cunoașteți foarte bine lucrurile acestea, domnul Miniță. Deci eu am preluat o stare de fapt și o situație de fapt. Doriți împreună să o rezolvăm? Bine, nu doriți? Spuneți că nu doriți. Deci, managementul de acolo, că poate personalul, încărcătura de personal este mare, costurile, cheltuielile nu sunt în mod transparent și lucrul e valabil pentru toate cele 3-4 regii care le avem în subordine. Pentru că s-a încetățenit ceva. Când ceri un document, o balanță sau ți-o dă cu atâta greutate, parcă îi ceri ceva din buzunarul lui. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă trebuie să crească prețul, știți cât e motorina. Motorina era 2,50 lei când prețul în 2008 sau în 2009 era, s-a stabilit acest preț. 2,50 lei era motorina. Ca să transportăm restul menajerii la Roman și le transportăm până în vară, faceți calcul câtă motorină și ce logistică trebuie să duceți. Ce plot. Ca să ne ducem la Iași, la Țuțora, faceți calcul și să vedeți cu ce costuri. Eu o să-mi plătesc amenda din bani proprii, că nu o să angajez instituția. Mă fac vinovat și eu. Dacă am acceptat să preiau primăria, deci trebuie să suport și consecințele. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne cantonăm în același mod de lucru. Domnule. Da, mulțumesc. Este foarte greu când discutăm și analizăm proiectul operării de genul unui trebuie să majorăm prețurile. Noi am discutat și luna trecută foarte mult. Gândindu-mă, probabil o să și votăm în acest proiect de operării, dar aș face o propunere cu Consiliul de Administrație cu gândul că acești bani se vor duce la modernizare, la eficientizarea muncii de acolo, achiziționând acele utilaje, aș face o propunere să nu se achiziționează utilaje setem, ci să caute să ajunse utilaje noi, pentru că știm ce se întâmplă cu secondul ăsta și nu aș vrea să sunt mai există și interese din stânga din dreapta, dar un utilaj nou e tot utilaj nou. Atâta vreau să spun, ca și de administrație să ai un vedere în așa. E cunoașteți că în acest moment acest serviciu nu are autorizare de funcționare. Pentru că nu a avut utilajele transferate, contractul de închiriere nu s-a mai prenunțit. Deci nu au, și-au primit parimsa mea de șid înșii pentru aspectul acesta că nu au licență, nu au autorizare de funcționare. Cât privește investițiile, eu de unde vin lucruri noi am luat, deși sunt mai scumpe, suntem prea săraci ca să tot să cumpărăm sigur. Pentru că ele au o perioadă de folosință, perioadă de uzură, după care te costă mai mult să le întreții. Noi știm cel mai bine ce înseamnă. Și niciodată nu l-ai performat. Nu mai sunt discuții? Sau dacă vă permiteți ca să încheie că... Da. Nu. Mi se pare că am plecat cu discuția mai departe decât era acest proiect. Nu e vorba de preț, domnule primar. Este o opțiunea dumneavoastră a majorității să voteze sau nu. Mi-a spus un punct de vedere de unde se poate lucra. Prețul pe care mi l-a făcut, l-am primit la material. Nu l-am. De acolo rezultă. Sunt 20% care se pun în plus la acest preț, care se pot renunța la el. Măcar la 10 sau la 15, în sfârșit. Dar dacă se consideră că trebuie să creștem prețul pentru că nu avem utilaje, astea nu eu spun, utilajele se iau, se face un credit, se modernizează societatea. Dumneavoastră a spus că nu luăm secorent și nici luăm o mătrătoare de trotuar și am luat progres. Să vedeți ce greu să accesează creditele, domnule. Eu știu că se accesează greu, dar dacă nu începem, nu o să avem niciodată. Deci am început, suntem în procedură, o singură bancă s-a înscris la licitație pentru creditul celălalt. Nu mai există bani pe piață, băncile. Exact, o singură bancă. Ai bancă, ce bancă? Da, singură bancă s-a înscris la licitație. Da. Deci era de unde să reziste anul ăsta, dacă era clar?
Eu oricum am sugerat acest proiect. Problema este că s-a vorbit mereu că vrem să luăm. De unde să avem bani să cumpărăm, să ne dotăm cu investiții noi, utilaje noi, dacă nu avem și o cotă de profit? Pentru că luăm un credit, îl garantează Consiliul Local, dar acel credit trebuie și rambursat până la urmă. De unde? Eficientizez, să nu fiu atât de teoretic și mai mult practic în ceea ce... Să ne axăm pe situația actuală acestei regii, care efectiv nu are nimic, o singură mașină care și aceea care... În rest, nu are niciun utilaj performant, nu are totul la mână, la lopată și așa mai departe și cu armată de oameni și curți pe stradă ca acum nu știu câți ani urmă. Deci trebuie să ne gândim că trebuie să facem. Bani din altă parte nu sunt. Nu putem să ne așteptăm că să obținem nu știu ce fonduri guvernamentale. De la populație. Nu, de la noi luăm. Noi facem parte și noi din această populație. Bineînțeles. Și trebuie să vă gândiți că și populația e cea care reclamă permanent că nu se cară gunoiul, că este mizerie în oraș, că străzile sunt proaste și așa mai departe. Luăm de la ei și tot pentru ei investim. Nu pentru altcineva. Tot pentru ei investim. Nu se duc în altă parte aceștia. Vă mulțumesc. Domnul secretar. Vreau să vă zic că în Consiliul de Administrație s-a discutat și probabil că și avizăm un proiect de hotărâre prin care să propunem un program de investiții care este anex la bugetul societății, că o să fie judecat și acolo dumneavoastră, să solicităm dezvoltarea bazei materiale de la societate cu garanție pe bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcan, iar din cot acea dezvoltare, care este impusă de lege, dacă vă uitați în normative, nu ne teamă ca discuție, să acoperim ratele încât să nu punem presiune pe bugetul de venituri și cheltuieli. Iar la societățile comerciale, indiferent că autoritatea care este administrația locală sau centrală, 5% este minim profit, domnule. Ne obligă legea să punem în preț această valoare. Care de altfel, dacă se realizează, citiți legislația la noastră, veniți numai... Te obligi să pui 5% profit. Cel puțin 5% la societăți comerciale. Și o chestiune, profitul, dacă se realizează, se întoarce în proporție 90% la bugetul lor. Asta este chestiunea. Dacă nu spune ce este asta, nici nu putea în discuții dosarul fără cotă de profit. Doamna Sintia. Știu foarte bine și toți colegii mei știu că întotdeauna se votează cu foarte multă strângere de inimă un proiect care înseamnă o majorare de preț pentru populație. Dar eu aș dori să aș ruga regia să ne prezintă o situație privind gradul de acoperire a gospodăriilor cu contracte de salubritate, pentru că știm foarte bine că sunt foarte mulți cetățeni, foarte multe gospodării care produc și toată lumea produce gunoi și care nu plătesc acest serviciu. De altfel, am mai propus și mențin părerea că această taxă pentru salubritate ar trebui inclusă în impozitele și taxele locale, pentru că dacă există persoane care nu consumă apă, de produs gunoi produce absolut orice cetățean. Și în felul ăsta am avea sigur acoperit plata serviciului de către absolut toți locuitorii pașa. Și noi am făcut în capăt. O singură condiție, să avem logistica, să putem ridica la timp. Dacă nu e oferit serviciu, atunci... Serviciu trebuie oferit. Eu știu că sunt zone unde nu sunt contracte și se oferă serviciu. Aveți dreptate. Ideea așa noastră este de a acoperi cu contracte pentru toată lumea, da. Și s-ar face economii de personal, de multe, multe lucruri s-ar face. Legate pe... Poate cuvinte, dar cred că e activitatea. Legate de lipsa de contracte, către agenții economici, după câte știu eu deja, am discutat cu domnul Dumea, au fost emise atenționări, li s-a trimis să se prezinte în termen de câte zile, nu știu cât a spus de acolo, pentru încheierea contractului și toți agenții economici. Mulți deja au început să vină, să aducă contractele din cei care nu au fost până acum. Pentru că s-a făcut acea trecere de la era GCL la Ecosanitatea, mulți au rămas pe lângă. Nu știu cum s-a întâmplat, dar n-am mai făcut contract. Da. Nu parte, nu toți. Este o obligativitate de lucrări. Nu este o obligativitate de lucrări. Da.
Dacă nu mai sunt discuții, suprim la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Două împotrivă. Ionita și domnul Crăciun. Abțineri? Da, eu nu știu. Abțineri? Eu nu știu. Proiect de hotărâre privind majorarea alocației zilnicii etană pentru beneficiarii cantinei de ajutor social Bașcan în anul 2013. Fac o pauză, mi-e permit, el este fost viceprimar, eu sunt viceprimar, deci mi-e permit să vorbesc și cu... Mulțumesc, domnule Reț. Cu schimbul comisiei. Discuții, dacă se face asta. Doamna Axinghe? Eu am discutat cu domnul director ieri, am mai discutat și pe marginea acestui proiect de hotărâre pe care l-am aprobat și în urmă cu un an, dar aș vrea să readuc în atenția dumneavoastră în momentul în care se va discuta bugetul și se va construi bugetul pentru anul 2013. Haideți să facem în progres între legalitatea această cantină de ajutor social, pentru că funcționează fără autorizație și într-o spațiu totalmente liberă. Din ce mi-a zis domnul director ieri, ar avea în vedere câteva soluții. A trebuit să se constituie un grup de lucru care se ia foarte serios în calcul această situație. Nu se poate în ziua de astăzi, într-un municipiu, să existe o cantină fără autorizație sanitară de funcționare, o cantină care dă de mâncare la 120-130 de oameni în fiecare zi. Trebuie să găsim din bugetul local, să găsim o soluție să rezolvăm această problemă. Nu mai sunt probleme, supărăm la voce. Da, când te ajută, domnule președinte, cunosc un pic situația de la cantina. Un pic mai bine. Așa și cât am putut în termen de la găsire, acolo sunt niște instalații de gaz metan, care sunt niște soluții, mai putem spune, improvizate, reparate și nu am putut să fac mare lucru atunci, ne-am propus, a fost un caz dur. Trebuie să avem în vedere la buget, cum spunea și doamna doctor Axinghe, de puțin acele instalații, nici nu știu dacă are verificare și dacă cineva să dă asemenea agil să verifice acele instalații, nu se par foarte anaptă, dar trebuind o centrală termică, este mai utilă, se poate ieri în jur de 2500 lei, decât că se întâmplă în norocire acolo cu instalații vechi de 30-40 de ani. Cât e consumul ligat de gaz? Da. Legat de 5 milioane. Nu, dacă nu știi cifra, nu știu ce a fost așa. Dacă nu știi, spune că nu știu. 5 milioane. Cum spătești 5 milioane? Dar nu încălzești acolo. Pentru că pe Iatindian fac... Dacă nu știi... Da, nu știu și de nu consum nu este mare pentru că a fost verificat din Curtea de Conturi, nu, totul e în regulă. Nu, dar cât e mare? Nu, puteți vă spun dacă... Cheltuielile materiale și astea care personal sunt de 330 de milioane de ani. Fără cran, fără personal. Servicii și materiale sanitare. Atotul personal, sunt mii acum. 800 de milioane personal, 1 miliard și ceva, nu am personal. Da, deci e mai mult. Dar nu e mult. Dar nu e mult. Nu, era casul, dacă nu-i poate mare, să cumpărai centrala într-o lună. Nu mai știu dacă este eficiență. Supuneam-o, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Iar cât privește banii de buget, noi din septembrie am întâlnit, am virat banii, deci... Și în septembrie, nu pare, în septembrie sau da, când era banii, nici am întâlnit cei doi lei și primeam. La o rectificare pe care cu Consiliul dumneavoastră l-a făcut. Înainte n-am primit și moartă aceasta. Chiar dacă a fost cuprinsă în bugetul anului. Zi mai departe, din proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 52 din 22 a 6 a 2012 privind alegerea Comisiei de Validare.
Inițiatorul proiect, primarul Ciuclu Pașcan. Comisiile? Dacă sunt discuții pe această temă, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 28.06.2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani. Inițiatorul proiectului, primarul Municipiului Pașcani. Comisiile? Supune la vot. Cine este? Aș vrea, sigur, nu aș vrea să supăr pe nimeni, dar cred că domnul Nicuț Benone, prin natura funcție pe care are și lucrează de atâta timp în acest domeniu, cred că s-ar fi potrivit mai bine în Comisia pentru Învățământ, așa și mai departe, nu încă protecție socială și combatere sărăcii. Părerea mea, nu știu, cred că acolo avea un cuvânt mai profesionist de spus. Nu, am spus așa că... Dacă o părere, din partea mea, nu e un problem. Dar cred că acolo s-ar regăsi mai bine. Liderul sindicat, cred că acolo ar fi mai... Comisii de Sănătate, de Protecție Socială. Corect. Cred că acolo s-ar regăsi mai bine. Regulament, liderul de grup de care aparține face propunerea și cu consultarea dumnealui, cel mai bine e și alege comisia. Nu ești în comisie. Vă rog, nu ați întâlnit că n-a spus nimic. Domnule, mi-aduc aminte acum 9 ani, când am venit, tot la fel m-a luat pe mine bilet, că mâini bun în comisia aia, când am studiat. Eu cred că trebuie să apreciez cei care apreciază oamenii din partidul nostru. Bun, dar n-a spus nimic de rău. Păi tocmai pe mine. Ne-a luat, ne-a domnul Rusu, că mi-e votat propunea pe comisia. Nu. Da, până la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Abțineri. Comisiile? Discuții pe tema? Domnule, se vine cu comisiile. Da, e foarte bine. Dacă era nevoie de semnătoare de undeva, era nicio problemă. Da, mulțumesc. Dă bun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Pașcani și aprobarea de denumire pentru unități de învățământ de stat și particular în anul 2013-2014. Inițiatorul proiectului, primarul municipiului Pașcani. Comisii? Da. Discuții pe această temă? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 79 din 18.07.2012 privind stabilirea structurii și componenței Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de la GCL Pașcani. Inițiatorul proiectului, primarul municipiului Pașcani. Comisiile. Favorabil.
valoare, da? Dacă sunt discuții. Domnule, este posibil. Începem cu dumneavoastră. Acest proiect de hotărâre modifică o hotărâre din 2012, dar după această hotărâre numărul 7, nu a mai fost o hotărâre de Consiliu Local, privind Consiliul de Administrație, în baza ordonanței 109, care nu s-a pus în practică. Deci, noi modificăm articolul ăsta de aici, articolul 1, sună cam identic și la fel cu articolul 1 din hotărârea care a urmat acest hotărâre 79. Nu rețin numărul, cer scuze. Nu s-a pus în practică. De ce? Și acum venim cu modificarea unui articol dintr-o hotărâre de acum 70 de ani. Mai mult decât atât. Se modifică, conform acestei ordonanțe, 109, directorul general nu poate fi președintele Consiliului de Administrație. Din ce văd eu aici, directorul general nu mai este prezent, nu mai este deloc în listație. Iar pentru a modifica componența Consiliului de Administrație, e o procedură conform acestei ordonanțe. Cu CV-uri, cu analize, putem angaja o firmă să facă recrutări, dacă nu, Consiliul Local, așa mai departe. Nu văd nimic aici, nu s-a făcut nimic, dar noi venim și modificăm, chiar și în această expunere de motive, apare, conform ordonanței, în cazul delegării atribuției, nu pot fi dispoziția că președintele comisar poate fi numit director general. Asta ar trebui să fie apărut și aici. Văd că directorul general nu mai apare deloc. Puteți explica? Conducerea executivă și conducerea neexecutivă a unui societăți sau retire. Conducerea executivă sunt directorul general și ceilalți directori din aparatul executiv, iar ceilalți administratori sunt neexecutivi. Așa spune Sfântul Nou. Corect. Suntem în procedura aplicării reglementărilor din 109, se lucrează la aplicarea materialelor, așa cum s-a stabilit în următoarea. Se achiziționează și firma exterioară Consiliul Primăriei care să facă această activitate și probabil va selecta și nouul director în noua componență. Dar pentru că astăzi nu mai putem aplica pe vederi de legii 15 cu legiile din 1990, a mers pe componența și pe reglementările din 109. Iar directorul executiv, pentru că are examen dat, are un... Adică nu mai are niciun contract de mandat. Asta e mai grav la societăți. La un contract de reprezentare încheiat Consiliul de Administrație. Și vrem să creăm această limitare între atribuții între președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori și puterea executivă. Exact, cred că cea mai bună formulă exact cum funcționează la spital. Conducerea executivă la spital nu face parte din Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație ia deciziile și ceilalți le execută. Asta e regulă. Cine deranjează aici? Cine deranjează? Directorul rămâne în continuare, este numit în urma unui concurs. Nu are cam nimic deocamdată pe această. Da, da? Da. Mulțumesc. Deci, revin, pentru că pe ordinea de zi mai sunt câteva proiecte de hotărâri în speță, tot cu ordonanța 109, unde directorul face parte din Consiliul de Administrație. Ceea ce dumneavoastră mai înainte spunea că vreți separați. Dar la DAC-ul rămas, directorul Consiliului de Administrație, la salubritate a rămas, numai la regii nu a rămas. Urmează. Nu, păi nu urmează. Urmează hotărârea în care ce a spus dumneavoastră, vă contraziți un pic de asta. Nu vă contraziți de loc, nu vă faceți de greșe. Asta la care noi mulțumim. Nu, eu îmi fac griji pentru că... Nu vă apărați interese aici. Nu veniți să vedeți cum funcționează o regie sau ceva. Nu vă interesează. Persoane, neapărăm persoanele. Nu, legalitatea acestei hotărâri. E ilegală. Păi nici n-a semnat. E ilegală, da. Păi dar n-a semnat. Nu, original la mine este semnat. Păi și noi primim de astea resemnat. E, le-ați primit mai devreme. Mai devreme sau mai devreme?
Deci, încă o dată, revin. Această hotărâre trebuia să conțină, dacă e modificarea conform lui OUG-109, doar schimbarea directorului de președinte, nu scoaterea lui de democrație. Iar dacă doriți ceea ce dumneavoastră spuneți, ceea ce mi se pare logic, executivul de o parte, când dumneavoastră de o parte, la toate legile trebuie să facem la fel. Corect. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Facem un text corect. Mulțumesc. Mai sunt discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Deci eu consider acest Consiliu de Administrație o perioadă tranzitorie până când o să se conform ordonanței 109, o să stabilească Consiliul de Administrație pe bază de dosare, de concurs și cei care o să participe și o să fie eligibili după aprecierea unei comisii. Da, să punem la vot. Cine este pentru? Punctul de vedere al noastră ca să nu facă parte din Consiliul de Administrație niciun director, nu mă pășesc. Dar nu era punctul meu de vedere, acum cum se vedea. Deci a venit cu această idee că toți directorii trebuie să facă parte din Consiliul de Administrație. Dar la toate legii. Că vreau să spuneți că e a treia încercată. Cine este pentru? Pentru mine? Pentru mine? Nu că acest lucru e de hotărâre. Cine este pentru? 1, 2, 3. Împotrivă. Împotrivă. 1. Abțineri. Ați notat, da? Mergem mai departe. Proiectul de privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2013. Se propune. N-ați fost dumneavoastră proiectul. I-am ținut locul domnul Dumnezeu. Nu țineți locul la nimeni. Am fost propus pentru ședința de astăzi. Pentru ședința de astăzi. E vorba de 3 luni acum, pentru următoarea perioadă. Mulțumesc, domnule Șuiță. Abține? Mulțumesc. Acum avem 4 puncte suplimentare de ordine care le-am prezentat. Și o să începem cu primul. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 8 din 28.02.2018 privind reorganizarea Direcției Apă Canal în SC Preserva Apa ESA cu modificările și completările ulterioare. Inițiator proiectul, primarul Republicii Pașcani. Comisiile. Cine este pentru? Două voturi pentru. Trei. Împotrivă. Unu. Două. Abțineri. Ceilalți. Proiectul hotărâre privind modificare și completare anexe 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 77/29-7/2011 privind reorganizarea serviciului de salubritate din cadrul RGC de Pașcani în SC Ecosalubritate ESA, având ca unic acționar municipiul Pașcani cu modificări și completări ulterioare. Comisiile. Sunt favorabil și rând. Favorabil și în plen împotriv. Cine este pentru?
1, 2, 3, 4. Da, înțeleg că domn primar nu mai are susținere sau ce se întâmplă? E împotrivă, cine este? Un secretar mai este. Nu, împotrivă, abțineri. Păi nu, dar inițiatorul... Da. La ecosalubritate, directorul este în afara Consiliului de Administrație, iar președinte este fostul director. O să facem tot de zeapă 109, la toate legele, la toate trei. La toate nouă, la toate și le punem în ședința din luna martie și am plăcut. Proiectul hotărâre privind aprobarea rapoartei de evaluare a terenurilor situate în zona A și zona B a municipiului Pașcani, proprietate publică și privată a municipiului Pașcani, județul Iași. Comisie. Favorabil. Discuții dacă sunt pe această temă. A studiat proiectul. Domnul Ionis, aveți să nu că ați dat din cap așa și nu... După la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Domnul Pinteri. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului viceprimar Arsen Vasile pentru a prezenta în instanța de judecată Consiliul Local al Municipiului Pașcani. Comisie. Discuții? Cine este pentru? Pentru cât punctele de ordine au fost epuizate, vă mulțumesc pentru pași și de cazul. Vă scuzați, stați așa, la diverse am o... Unde este? Am primit acum în timpul ședinței, din partea Mitropoliei Moldovii și Bucovinei, vă rog un pic de atenție, ne-am gustat. Are episcopia Iașilor, Bătopia, Propăpiatul Pașcan, Municipiul Lâmbâi. Cu deosebit respect, vă facem cunoscut că în zilele de 22-27 februarie 2013, Propăpiatul Pașcan, Colegiul Sadovianu, Casa Republicului, Tură Mihai Sadovianu, Asociația Teotodor din Europa Pașcan, organizat simpozionul Visarion Puiu. 27. Concluzia. Pentru a toate aceste activități, vă rugăm să ne alocați, eu vreau să prezint și pentru ce. Vă alocați din bugetul local suma de 1500 lei necesară acoperi cheltuielor pacienților. Pentru acest simpozion, pliant din 1000 lei. Vă mulțumim pentru înțeles colaborare. Deci 1500 de lei. Dacă sunt bani, domnul primar, sunt bani ăștia de acord. S-a aprobat proiectul acesta de hotărâre, dar nu are vizit de legalitate. Dacă nu are, care? Cu zona A și cu... Am întrebat la începutul ședinței și mi-a spus că au absolut toate. A spus că nu au. Cine era? Dumneavoastră. Luăm din cameră. A spus că le semnați după ședință. Vreau să menționez că și noi cei din sala avem un simț de răspundere și n-ați vrea să ne jigniți că 12 consilieri au simț de răspundere în situația de față. Deci, cu simț de răspundere, am notat și am aprobat acest lucru. Nu, dar și noi am făcut simț de răspundere și vreau să ne trebuie. Vă mulțumesc, domnul secretar. Eu cred că să depășim problemele astea care nu este prima dată când se întâmplă. Cred că ar trebui ca privind aparatul de specialitate să primim, când primim materialele, toate proiectele de hotărâre să aibă viza de legalitate. Cei care vin prin masă n-au ce căuta prin masă, dacă n-au viză. Absolut. Astfel încât dacă e ceva fără viză, știm foarte bine că domnul secretar nu a vizat de legalitate. Nu are rost să primim documente care nu au... Și nu o să se mai întâmple acest lucru. Deci, în afară de proiectele de hotărâre care au fost pe ordine de zi și dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Cu două probleme vă supun atenția. Unu, în
data de 26 martie, pare mi se, comisia constituită la Ministerul de Finanțe de aprobare a împrumutului conform ordonanței numărul 3, ne-a aprobat documentația care am depus-o de 1.300.000 de lei privind achitarea arieratelor și a plăților restante. Sigur, prin ordonanța 3, noi suntem obligați ca până la 31 martie, 85% din arierate și plăți restante să le achităm. Suntem în acest moment, cred, și nu cred sigur, suntem în faza în care putem spune că ne putem încadra pe acest indicator dacă, fac precizarea, nu vom mai avea surprize să ne vină alte sentințe judecătorești sau alte contracte care nu au fost onorate și achitate în termenele stabilite prin contract. Avem posibilitatea să venim și suplimentar până pe data de 25 sau 26 martie să mai venim suplimentar cu solicitare de împrumut. O să analizăm acest lucru, dacă o să considerăm că mai sunt necesare fonduri, astfel încât să reușim în anul acesta să ne rămână la dispoziție un fond ceva mai mare pentru dezvoltare. Pentru că vedeți cum arată străzile, în primul rând, iluminatul și alte activități care sunt absolut necesare și prioritare de rezolvat în municipiul nostru. O a doua problemă constituie aceea că ieri, în data de 27, a fost în municipiul nostru, deci consilierul Ministrului Energiei, consilierul ministrului Niță, a fost prezent la Pașcani, la barajul de la Lunca și din discuțiile pe care le-am purtat cu dânsul, sunt șanse să finanțeze hidroelectrica până în luna iunie cu 7-8 milioane de euro, să reia activitatea la acest baraj, iar din iunie, în momentul când o să, așa se prognozează, să iese din insolvență, să continue finanțarea acestui obiectiv. Dânsul va prezenta situația ministrului Niță, are intenția de a insista și de a rezolva finalizarea acestui proiect. Pregătesc o hotărâre de consiliu, de guvern în acest sens, împreună cu Ministerul Apelor și Pădurilor, să găsească soluții de finanțare acestui obiectiv. Sigur, i-a plăcut, sau mai bine zis, a rămas plăcut surprins de gradul de realizare al acestei investiții, de faza în care se află această investiție și a spus textual că nu merită o astfel de investiție să intre în conservare. Deci, în primul rând, și eu insist, și nu numai eu, și parlamentarii, deci inclusiv domnul Rățoi a insistat să vină consilierul acesta la Pașcani, prin ministrul Niță. A fost prezent și domnul Rățoi la aceste discuții. Deci, două sunt motivele pentru care insistăm. Unul, pentru a produce energie și doi, pentru a proteja municipiul Pașcani de eventualele viituri de pe râul Siret. Deci acest baraj ar rezolva practic regularizarea acestui râu și ar rezolva protecția municipiului nostru. A fost o vizită cu caracter oficial? A fost o vizită de lucru. Nu cu caracter oficial, o vizită de lucru. Este un consilier, Mihăilă Ioan îl cheamă. E un constructor, un inginer care a lucrat în astfel de a făcut astfel de investiții, priceput. Un specialist. Un specialist, sigur că da, priceput în astfel de investiții. Deci, probabil l-a luat ministrul Niță
să clarifice o serie de investiții care sunt în curs, drept specialist pe dânsul, ca să, să-i fie de ajutor. Până la cât se va împrumuta primăria de la Ministerul Finanțelor? Deci, până la data de 26, pare mi se ca sumă. Ca sumă. Deci noi avem 70% conform ordonanței, deci suntem cu cele două împrumuturi de la BERT și, cum îi spune, care am făcut acum, ajuns de 15%. Deci putem merge încă 50%, deci poate până la 100 de miliarde. Mai putem accesa. Faptul că am atras acele surse de la bugetul de stat prin ordonanța 61 și ordonanța 13, oarecum ne-a ușurat în aceste momente, în acest moment ne-a ușurat bugetul local de acele sute de miliarde de lei. Dacă nu atrăgeam fondurile prin acele două ordonanțe, eram obligați să facem împrumut pe toată suma, astfel încât să achităm până la 85% din arierate și plăți restante. Deci tot pe bugetul local era povară. Împrumutul ediției, eu zic, avantajoase, perioada de 5 ani se derulează cu o dobândă fixă, dobânda băncii, de referință a băncii naționale, respectiv 5,5 maxim. Banii ajung direct la societăți. Banii ajung la furnizorii de servicii, utilități bunuri și se preiau direct din cotele care ne se... Deci rata este preluată direct din cotele prin Ministerul de Finanțe, respectiv prin Direcția de Finanțe Publice, se preiau din cote direct ratele și dobândă aferentă. Eu am lipsit o zi și jumătate din primărie. Practic, eu nici n-am știut că nu are viza de legalitate. Sigur, noi am parcurs aceste concesiuni împreună cu cele două comisii de urbanism și juridică. S-a ajuns la un mod de lucru în acest sens, pentru că acolo s-au adunat niște valori și s-au adunat niște valori dacă ar plăti la taxa de închiriere, așa cum este, cum prevede hotărârea Consiliului, dar secretarul văd că nu a dat viza de legalitate, probabil se mai gândește în acest sens. Sunt probleme cu agenții economici din piață, care au chioșcuri în afara platoului? Da, aici pot să răspund un pic. Da. Până acum nu știu cum s-a întâmplat, că s-a considerat piață și strada. Și s-au făcut niște contracte similare cu cele de piață. Odată cu 1 ianuarie, când am hotărât să schimbăm contractele, că am un nou formular de contracte, și la asta le schimbăm, atunci mi-am dat seama că, de fapt, acele contracte nu sunt contracte de piață, sunt contracte stradale, care au alt tarif, pe metru pătrat. Și de aici au apărut discuțiile. Deci, strada înseamnă comerț stradal. Piața are perimetrul ei, bine stabilit, la patrimoniu se găsește exact conturul și suprafața în metri pătrați, cât reprezintă piața, în rest este comerț stradal și taxează ca atare. De aici apără discuția, e vorba de cei care sunt pe Eugen Stamate, ei spun că au fost scoși din piață și duși acolo, nu știu, de fostul primar Crăciunescu, nu înțeleg lucrul ăsta de ce și cum. Noi spun că strada Eugen Stamate este strada Eugen Stamate, așa figurează și în situațiile la noi la urbanism. Și nu piață.